gel sunt de sară și pentru atâta lucru marioară, marioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și zi mai găsit, dragi prieteni ai Escu TV. Sunt Maria Ionicescu și vă invit astăzi la o nouă rubrică Tezaure românești descoperite la Morea. În cadrul acestei rubrici stăm de vorbă astăzi, facem cunoștință cu Gelu Costan, un român emigrat de mult timp în Canada, care aduce în bagajul său dulcele grai moldovenesc al limbii române, împreună cu umorul atât de caracteristic al cunoscutului povestitor humuleștean Ion Creagă. Bine ai venit în studio Escu TV, Gelu Costan. Bine m-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vorbeam adineauri despre tezaure românești descoperite la Montreal. Haide să facem cunoscut telespectatorilor noștri felul în care te-ai făcut cunoscut comunității de limbă română din Canada. Am hotărât să fac un film pentru a-și da îndrumări practici celor care vor să vină în Canada de la 1 decembrie și să înțeleagă bine procedurile de migrare și ce vor întâlni aici și cum se vor descurca aici în Canada. Invităm telespectatorii să urmărească acest material pe care l-ai publicat pe YouTube. Da. Plin de povețe și învățături. Ce temă ai abordat în acest material? Munca și școala. Am insistat mult pe școală, să studiez lumea și prin muncă, că fără muncă nu realizez nimic aici în Canada. Așadar, în opinia ta, munca și școala sunt două condiții obligatorii pentru bună integrare a românilor. Da, pentru a avansa și pentru a reuși să faci ceva bun aici în Canada și să fii mândru de tine în final, de ceea ce vei realiza în Canada. Vorbim despre școală. Ce amintiri ai tu din vremea când umblai la școală? Aici, în Canada. Aici, în Canada, am multe întâmplări și am întâlnit multe situații, mai de râs, mai de plâns, mai triste, mai veseli. Am să vă spun, început cu școala de francezare, școala de adulți, pentru a învăța limba franceză. Că sunt mulți ca mine, nu este o rușine, nu știu franceză și nici engleză când vin aici. Statul canadian îți dă posibilitatea să înveți limba franceză și pentru un an de zile ești la școala de franceză cu profesori care te învață să vorbești și să scrii franceză. Eu am făcut un an de zile la Universitatea de Montreal. Și acolo mi-am făcut prieteni și cunoștințe care și în ziua de astăzi mai ținem legătura din când în când. Dar mi-am adus aminte o întâmplare din școala de adulți. Băi, oameni buni, nici nu știu cum s-o iau. Poate pentru unii hazlii, poate mai tristă. Am avut un profesor care, spre surprinderea mea, avea mulți prieteni la Cluj. Și să nu credeți că nu a început să vorbească cu mine limba română. Nu așa perfect, dar făcea eforturi mari să vorbească limba română. Și să știți că am rămas foarte surprins când mi-a spus de Cluj, de zona Clujului. Și să nu credeți că nu știa de zona Dornei, de locuri și de zone din Dorna. Iubea foarte mult Dobrogea și foarte multe lucruri știa din Dobrogea și tradiții.
Acum, el i-a plăcut foarte mult de mine. Și când a făcut prezența, în primele zile? Cheamă, în primele zile, da, în primele zile de școală, spunem Gelu Costan, prezent. Păi tu de unde ești? Din Moldova? Da, din Moldova. Păi tu nu ești din Tătăruș? El știa, și mica Bucovina din nordul Moldovei, Tătăruș, unde stă harta în cui, o comună foarte, foarte frumoasă. El știa și despre Tătăruș și știa că foarte multe familii poartă numele de Costan. Asta m-a surprins foarte mult. Avea un respect deosebit pentru România și pentru portul popular românesc. Eu, acum, vă spun drept, eu nu prea le-am avut cu școala. Nici în România am cam tras-o de coadă, așa. Și nici în Canada. Eu am avut probleme cu scrisul. Tot timpul am avut probleme cu scrisul în limba franceză. Acum știe toată lumea că limba franceză și gramatica și scrisul este foarte grea. Așa ați avut și colegi români la francezare? Am avut și colegi români la francezare. Pentru primele zile în Canada? Pentru primele zile în Canada, da. De exemplu, profesorul meu îmi spunea la un moment dat, băi, tu nu mai scrii, tu treci la tablă și desenează și auzi că dictez eu la clasă. Și pe urmă să explicăm la clasă ce ai desenat tu pe tabla aia. Apoi nu vă spun într-o zi, am umplut tabla și de găini, și de munți, și de soare, și sot de petrolieri m-au pus să fac. A fost pentru a ne amuza și pentru a ne da curaj să învățăm limba franceză. Am întâlnit și români. Mi-am adus aminte acum, povestind de domnul profesor de la limba franceză, nici nu știu cum să-i spun, de o doamnă care, vă spun sincer, cu mâna pe inimă, m-am bucurat când am văzut-o și când am auzit că este român. Am zis că o să mă ajute și o să mă ajute mult în școala de franceză pentru că este român, că și am înțeles că e și la o distanță de 20 de km de Pașcani, deci tot moldoveancă ca și mine. Într-una din zile, într-o dimineață, o salut. În stilul meu, mai cu gura mare, mai râzând, mai sărut una doamnă. Bună dimineața! Ce faceți? Care-i viața? Am rămas blocat de felul cum s-a uitat la mine și cum mi-a răspuns. Mi-a spus, je mă scuz, je parle français, parce que je suis saturé de langue romaine. Am crezut că mi-a căzut obrazul și am simțit că s-a desfăcut cerul și mor și îmi stă inima și mor de rușine și chiar aș fi curios după atâția ani de Canada dacă doamna Lelea Floarei, cum am denumit-o eu în povestirile mele pe care vor urma iar, Lelea Floarei, care e de la 20 de km distanță de Pașcani, că nu mai vroia să vorbească limba română, la 2 săptămâni de Canada. Era saturată de limba română. Acum, ce să mai spun? Vă întrebați dacă nu cumva a uitat limba română în toți ani. Dacă nu cumva, sigur că la stilul și la cum a abordat aici viața canadiană, în 2 săptămâni, sunt sigur că deci nu mai vorbește limba română. Deja avea un accent literar și foarte, limba foarte bine pusă pe bigudiuri. Deci nu vorbea ca Moldova. După 2 săptămâni de stat în Canada, nu mai vorbea moldovenește. Ce a urmat după francizare? După francizare, altă pacoste, școala de mecanici. Școala de mecanici. Am făcut școala de mecanici aici. Și chiar din prima zi am avut contact cu duritatea acestei meserii și cu seriozitatea acestei meserii. Să vă spun cinstit, o intra pe Sfânta Ușă un om mare cât muntele. Profesorul nostru. Și a început a răcni la noi. Să vă spun drept, nu știu dacă din colegii mei o simți ce am simțit eu, dar eu am crezut că m-a lichit cineva de scaun și nu mai pot scoate niciun cuvânt. Mi-a lichit cineva limba și nici nu mai pot vorbi. A început a răcni la noi. Băi, voi sunteți acum prima zi 22. După 4 examene, a sfârșit 18. Dar eu în gândul meu, ei, și dă-i pași, a sfârșit 18. Și, la sfârșit, a să iei diplomă numai 4. Și în garaj, concret, vor lucra numai 2.
E, dați-vă seama ce am simțit eu când limba mea franceză era așa și așa, așa și când omul ăsta a început a ne vorbi atât de serios și să uita în ochii noștri. Și v-ați uitat în jurul dumneavoastră? Eu, să vă spun drept, eram 22 în clasă, 22 de rasă. 22 de națiuni eram. Și eu fi înțeles colegii mei. Am toți 22? Eu am făcut un gest cam... Cam așa, cam mă uitam la Sfânta Ușa, am zis că poate... Ușa Mântuirii? Sunt eu Ușa Mântuirii, poate eu trai asta și mă duc și mă duc în lumea mea și mă întorc înapoi șofer de camion. Și el m-a văzut. Și a zis că nu, tu ai să lucrezi mecanic. Și uitați că au trecut 10 ani și într-același garaj lucrez, în același garaj lucrez. Eu personal sunt mândru de mine. Pentru că prin muncă și seriozitate ai și rezultate și mai buni și mai rele, dar dacă ești serios, să se iartă multe greșeli și viața merge înainte cu buni și rele. Din munca dumneavoastră în garaj de 10 ani, ați întâlnit și colegi români și oameni prieteni cu care v-ați împrietenit? Da, da, am întâlnit, am întâlnit. Chiar... Cum vă numesc prietenii dumneavoastră? Am întâlnit doi colegi care au fost șoferi cu mine de camion și pe urmă s-au întors pe camion. N-au rezistat ca mecanici. Și ei au adus creangă, spuneau. Gelul creangă, da, de la camion, de la când eram șofer de camion. Și pe urmă, canadienii acum sunt singurul emigrant între 50 de canadieni. În echipa noastră de lucru? Da, și tot creangă îmi spun, și canadienii creangă. Gelul creangă, probabil că e mai ușor să nu pronunț costan și creangă e mai ușor. Dar ce i-au făcut pe prietenii și colegii noastre de muncă să vă spună gelul creangă? Le-am explicat, deci și cu numele ăsta creangă și de unde vine creangă și le-am explicat și le-am intrat pe internet imediat la calculator, le-am arătat, uitați cărțile, ăsta e povestitorul Ion Creangă. E din nordul Moldovei și vorbește exact ca mine. Poate e ca un idol și respect foarte mult. Și de asta încerc să vorbesc ca limbajul, să-mi păstrez limbajul din nordul Moldovei. Și fac tot posibilul să-l păstrez. Și au apreciat foarte mult. Și să știți că mulți canadieni din garaj, care au început să cunoască câteva fraze în românești, vorbesc moldovenești așa cum le-am învățat eu. El tot știe de mămăligă, de brânză cu smântână și tot moldovenești vorbesc. El nu știe că ăsta e dialectul din Moldova, dar ei zic că asta e limba română și așa vorbesc moldovenești ei. Care puțin, dar vorbesc românești. Gelu, după amintirile din Canada, te invit să reamintim telespectatorilor noștri un fragment din amintirile din copilărie scrise de marele povestitor Ion Creangă. Stau câteodată și mi-aduc aminte și vremuri și ce oameni mai erau în părțile noastre pe când începeam și eu, drăgălița Doamne, am ridicat băițaș la casa părinților mei din satul Humurești, din târg drept peste apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți, care se țin tot una de una, vatra satului, de lemn și bejenii. Și apoi, părintele Ion de sub deal, Doamne, și om vrednic și cu bunătate mai era, prin îndemnul său, și mai pom s-au pus în țintirim care era îngrădit cu zaplaz, de bârni, streșnit cu șântrilă, și chilii durate s-au făcut la poarta bisericii pentru școală. Și apoi să fi văzut pe neobosătul părinte cum umbla din sat, din casă în casă, împreună cu bădița Vasilii, a Ilioaie, dascălul bisericii. Un holtei zdravăn, frumos și voinic. Și sfătuie pe oameni să-și dea cochii la școală, la învățătură. Și unde nu s-au adunat o mulțime de băieți și fete la școală, dintre care eram și eu. Un băiat prizărât, rușinos și fricos și de umbra mea. Și cea din tâi școlăriță a fost însă smărădița popii, o zgâtie de copil ager la minte și așa de silitoare dintre cei mai pitoți băieți și din carte, dar și din nebunii. Însă părintele, mai în toată ziua de pe la școală,
să vadă și să petrece. Și ne pomenim într-una din zile că vine părintele la școală și ne aduce un scaun nou și lung. Și după ce a întrebat pe dascăl care comportăm, a stat puțin pe gânduri, apoi a pus numele scaunului Calul Bălar și l-a lăsat în școală. În altă zi, ne trezăm iar că vine părintele la școală, cu Moș Fotea, cu jocarul satului, care ne aduce dar de școală nouă, un drăguț de bișișor de curări împletit frumos, și părintele îi pune numele Sfântul Nicolae, după cum și hramul Sfântii Bisericii din Humulești era. Apoi, poftește pe Moș Fotea că dacă eu mai pica câte curele bune, să mai fac așa, din când în când, câte unul, ceva mai grosuț, dacă se poate. Bătița Vasile o zâmbit atunci, iar noi școlarii am rămas cu ochii holbați unii la alții. Și-a pus părintele Provin și-a zis în toată sâmbăta să se proșitească băieții și fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare tot ce-a învățat peste săptămână. Și câte greșeli va face să-i se însemne cu cărbunii pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greșeală, să iardă școlarului câte un Sfânt Nicolae. Atunci cochila părintelui, cum era și pe țară și plină de incuri, o bufnită râs. Păcatul-i sarmană. Ia poftim din cale că pe balajul păneasă, zice părintele de tot posomorât, să facem coșinogul lui Nicolae și el din cui. Și cu toată stăruința lui Moș Fotea și al lui Bădița Vasile, smărădița mânca papară. Și pe urmă, ședea cu mâinile la ochi și plânge ca o nireasă de sări pe mașa de pe dânsa. Noi când am văzut asta, am rămas în lemniță. Iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitași, școlași din biserică, împărțit la fiecare din ea îmblânzit și treabă merge strună. Păi se schimbau tabla toate zilele și sâmbătă proșitanii. Noi vorbă, că noi tot ne făceam felul, așa câteodată. Căci din bățul în care era așezată fila cu crucea ajută și buchile scrise de Bădița Vasile, pentru fiecare am ajuns la Trătăj, la Șaslov. Apoi, de Doamne, bine, în lipsa părintului și a dascului, intram în țătărim, ținem Șaslovul deschis și cum erau filii ca musă, trăgeau moștile și bondarii la ele. Și când clăpânea Șaslovul, câte 10 și 20 de suflete prăpădem deodată. Potop era pe capul moștilor într-una din zări. Și îi vine părintelui. Ne caută și aslavele. Și când îi vede așa însânjirați cum erau, își pune mâinile în cap, necaz. Și cum altă pricină începe să ne poftească pe fiecare la bălan, și ani mângâie cu Sfântul Ierarh Nicolae pentru durerile cuvioaselor muști și are cuvioșilor bondari care din pricina noastră o pătimit. Gelu Costan, felicitări pentru această frumoasă interpretare și mulțumim că aduci în cadrul studioului Escu TV dulcele grai moldovenesc al limbii române prin intermediul lui Ion Creangă și amintirilor din copilărie. Mulțumesc frumos pentru invitație, cu mare drag și altădată. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire la o altă serie cu Gelu Costan la Escu TV. Pe curând! Eu sunt cocoșul pus pe acoperișuri. Din tablă sură, înfruntând furtuna. Nu-l moaie vipia nebuna, nu se încurcă în oarbele de sișuri. De sus, orașul. Mi se pare duna în care surzii își împlântă șișuri. Un soi ciudat de umbre și hățișuri în care scurmă necurmat minciuna. Ridic opaițul de lut, sparg geamul cuștii cu mișcări decise și sorb răcoarea mărilor. E
Eu sunt cocoșul pus pe acoperișuri. În tablă sură, înfruntând furtuna. Nu-l moaie vipia nebuna, nu se încurcă în oarbele de sișuri. Modest cărpaci de vorbe și iubire. Un gând buimac într-un ungher îmi zace și nu-i găsesc firava limpezire. Mă prinde în gestul lui de împotrivire și mă aruncă în lumile opace.